Într-adevăr, în ceea ce privește infrastructura mare, au fost dați în folosință 300 de kilometri de autostradă. Dar nu toți au fost făcuți cu fonduri europene. Ba da, pentru că aici este un raport final care este îndorsat de Comisia Europeană. 300 de kilometri de autostradă pe porțiune, câte așa cum le vedem. Așa? Nu știu să vă spun momentul de față câte porțiuni, dar știu că sunt 300 de kilometri, cum sunt și 3300 de kilometri de drumuri județene care au fost reabilitate. Nu sunt noi, cum sunt cei 300 de kilometri. De asemenea, sunt aproape 300 de comunități cu milioane de cetățeni care beneficiază în momentul de față de apă și canalizare și implementăm în continuare, după cum veți vedea. Au fost sprijinite 4500 de companii, din care 2100 de companii sunt micro-întreprinderi și 2500 de întreprinderi mici și mijlocii, susținute prin sprijin financiar și, într-adevăr, au urmat cursuri de formare și calificare aproape 600 de mii din categoria șomer sau grupuri vulnerabile. Și astfel câte persoane lucrează din aceste 600 de mii? Făceați o comparație cu Ungaria și Polonia. S-au creat, raportul spune, 62.500 de noi 62.500 de noi locuri de muncă. Mâine o să publicăm raportul care este andorsat de toți factorii în ceea ce privește rezultatele implementării politicii de coeziune pe perioada 2007-2013. Și doar 600.000 de cursuri de oameni specializați s-au creat, 60.000, doar 10% au reușit să se angajeze. 60.000 de noi locuri de noi locuri de muncă. Impactul asupra ratei de angajare a fost unul pozitiv, în sensul că rata de ocupare a fost influențată cu o creștere de 3,8% și cu o diminuare a ratei șomajului cu 3,7% pe toată perioada ministru, de programare. Să ieșim un pic din detaliile astea tehnice, că mă interesează, sigur, domeniile prioritare în care s-au atras fondurile europene, pentru că senzația mea de aici, din scaunul acesta, e că suferința cea mare, transporturi și sănătate, rămâne în continuare la fel de suferindă. Adică vedem într-adevăr mai multe domenii în care se duc fonduri europene, dar acolo unde ne doare pe noi cel mai tare ca români, în transporturi și în sănătate, absorpția este aproape inexistentă și vreau să vă aduc aminte afirmația făcută de colegul dumneavoastră de cabinet, Lucian Șova, ministrul transporturilor, care a fost aseară la punctul de întâlnire și care a spus că fondurile europene la transporturi sunt o ficțiune. Fondurile europene la transporturi vor finanța atât proiectele care sunt acum în derulare și pe care sunt convinsă că le-a prezentat. E adevărat că provin din perioada anterioară de programare.